Bine v-am regăsit! Pentru că au fost 3 întrebări în materialul precedent, vă propun să le ascultăm pe rând și să vă prezint tot pe rând și răspunsurile corecte. Imaginează-ți că ai pe noptieră un ceas digital cu baterii. Și mai imaginează-ți că într-o noapte pisica sare pe noptieră, împinge ceasul și te trezești auzind cum ceasul cade pe covor și se rostogolește. Te uiți pe întuneric, dar nu poți vedea ecranul ceasului pentru că prin rostogolire el s-a oprit cu spatele spre tine. Dar poți să-i vezi ecranul într-o oglindă. Și în oglindă vezi una dintre aceste 3 imagini. Și întrebarea este, pe care dintre aceste 3 imagini e posibil să o vezi și cât este ceasul? Avem 3 imagini ale ceasului și trebuie să aflăm pe care dintre ele e posibil să o vedem. Ceea ce știm cu siguranță este că vedem ceasul în oglindă. Dar nu știm dacă ceasul este în picioare sau e răsturnat. Așa că trebuie să inversăm întâi stânga-dreapta toate imaginile, să vedem dacă obținem una care coincide cu ceea ce am putea vedea pe ecranul ceasului și dacă nu, să le întoarcem cu capul în jos și să căutăm din nou. Imaginile date arată astfel dacă inversăm stânga-dreapta. Prima imagine nu poate corespunde unei ore afișate de ceas din 2 motive. Întâi că înainte sau după 5 ar trebui să fie cifra 0. Și apoi, cifrele afișate de ceasul nostru sunt înclinate spre dreapta, pe când cifrele din prima imagine sunt înclinate spre stânga. A doua imagine, deși arată o oră care ar putea fi corectă, 5 și 2 minute, nu poate totuși corespunde imaginii reale, pentru că cifrele sunt din nou înclinate spre stânga, iar pe ceas, așa cum ați văzut, ele sunt înclinate spre dreapta. Iar a treia imagine nu intră în discuție, pentru că nu există ora 50. Dacă niciuna dintre aceste imagini nu poate corespunde imaginii reale, înseamnă că ceasul este răsturnat, este, cum se spune românește, cu capul în jos. Așa că trebuie să vedem imaginile răsturnate. Iată-le! Cea de sus și cea de jos sunt imagini pe care le-ați văzut deja și am explicat de ce nu pot corespunde unei imagini reale. Dar cea din mijloc corespunde unei imagini pe care o poate afișa ceasul nostru. Deci ora este 2:05 minute, iar ceasul este cu capul în jos. A doua întrebare. Acestea sunt 4 imagini ale unui zar. Câte puncte sunt pe fața marcată cu semnul întrebării? Să vedem imaginile cu zarul. Comparând prima imagine cu a doua, aflăm că pe fața opusă celei care afișează 6 se găsește un punct. Deci fața 6 este opusă feței 1. Comparând a doua imagine cu a treia, observăm că fața opusă lui 3 este 5. Și acum, comparând a treia cu a patra imagine, se vede că în imaginea a patra, fața de jos este cea cu 2 puncte. Și în afară de ea, mai există 2 fețe pe care nu le vedem. Una este cea opusă lui 6, iar una este cea opusă lui 5. Dar noi știm că pe fața opusă lui 6 este 1, iar pe fața opusă lui 5 este 3. Așa că, pentru fața marcată cu semnul întrebării, nu rămâne decât 4. Aici am și o observație de făcut. De obicei, zarurile nu au punctele dispuse ca zarul nostru, ci punctele sunt dispuse în așa fel încât suma lor pe fețe opuse este 7, adică 6 cu 1, 5 cu 2 și 4 cu 3. Întrebarea a treia, imaginați-vă că aveți 3 plăcinte de dimensiuni diferite, dar știm că diametrele lor sunt proporționale cu numerele 5, 4, 3. Trebuie să împărțiți cele 3 plăcinte în 4 porții egale, tăindu-le cum vreți, dar nu trebuie să fie mai mult de 5 bucăți. Deci acum sunt 3, puteți să le tăiați, dar să nu faceți mai mult de 5 bucăți și folosind cele 5 bucăți, să puteți obține 4 porții egale de plăcintă. Să revedem
desenul. Pentru că diametrele plăcintelor sunt proporționale cu numerele 5, 4, 3, înseamnă că și razele lor sunt proporționale cu aceste numere. Așa că putem alege o unitate de măsură pentru lungime, în așa fel încât razele să aibă exact aceste dimensiuni, 5, 4, respectiv 3. Pentru că schimbarea unității de măsură nu schimbă raportul dintre raze, deci nici dintre diametre, și în consecință nu schimbă modul de rezolvare. Mai trebuie să fac observația că am presupus și sunt sigur că și voi că cele trei plăcinte au aceeași grosime. Și asta înseamnă că de fapt ceea ce trebuie împărțit la 4 este suprafața lor. Și aceasta pentru că folosind modelul cilindrului pentru o plăcintă, volumele a trei cilindri care au aceeași înălțime sunt proporționale cu ariile bazelor cilindrilor respectivi. Trebuie deci să împărțim area totală a celor trei cercuri în 4 arii egale, folosind 5 bucăți. Iar area unui cerc se calculează cu formula pi înmulțit cu raza cercului la pătrat. După cum vedeți, area este proporțională cu pătratul razei, deci și cu pătratul diametrului, și nu cu diametrul sau cu raza. Dacă o plăcintă cu diametrul de 10 cm cântărește, să zicem, 50 de grame, o plăcintă cu diametrul dublu, 20 de cm, cântărește nu de 2 ori atât, ci de 4 ori atât, cântărește 200 de grame. Și asta înseamnă că, folosind unitatea noastră de măsură, area cercului mare este 5 la pătrat ori pi, adică 25 pi, area cercului mijlociu este 4 la pătrat înmulțit cu pi, 16 pi, iar area cercului mic este 3 la pătrat, adică 9 pi înmulțit cu pi. Observați că cercul mare are area egală cu suma ariilor celorlalte două. 16 plus 9 este egal cu 25. Sau altfel spus, cercul mare are aria jumătate din aria totală. Și atunci, dacă îl tăiem în două părți egale, vom avea deja de două ori câte un sfert. Jumătate din jumătate este un sfert. Și chiar asta vrem, să împărțim totul în 4, adică în sferturi. Așa că tăiem plăcinta mare în două și avem deja două porții. Și acum avem 4 bucăți în loc de 3, câte am avut inițial. Mai rămâne să împărțim și area celorlalte două cercuri, care împreună au și ele jumătate din area totală, în 3 bucăți, pentru că nu vrem să avem mai mult de 5 bucăți. Și cu aceste 3 bucăți să putem forma două arii egale. Și aceasta se poate face în felul următor. Punem plăcinta mică peste cea mijlocie, așa cum se vede în desen, și tăiem doar de-a lungul liniei mai groase din desen. Din cercul mijlociu rezultă atunci două bucăți, așa cum vedeți în desen. Acum, dacă socotim și cercul mic, avem 5 bucăți în total, și dacă numerotăm cercul mic cu 5, bucățile arată astfel. Se vede că bucățile 4 și 5 au împreună aceeași arie ca și bucata 3, pentru că dacă lipim bucata 4 în dreapta bucății 5, obținem forma din desen, adică aceeași formă cu bucata numărul 3. Și înseamnă că bucata 3 reprezintă și ea un sfert din aria totală, iar 4 plus 5 reprezintă de asemenea un sfert din aria totală. Deci împărțirea celor trei plăcinte în 4 porții egale este acum posibilă. Și cele 4 porții sunt bucata 1, bucata 2, bucata 3, iar ultima porție este alcătuită din bucățile 4 și 5. Am primit 2 răspunsuri corecte, dar parțiale, adică nu la toate întrebările, de la Cezar Popa și Daniela Carmen Băluță, și un singur răspuns corect și complet de la Dumitru Antonie, căruia îi mulțumesc pentru analiza întrebărilor pe care le-am pus data trecută. Să trecem la întrebarea de azi. Doi foști colegi de școală s-au întâlnit după ce au pierdut legătura unul cu celălalt pentru mai mulți ani. După ce și-a manifestat fiecare bucuria de a-l vedea pe celălalt, s-au așezat la o masă pe o terasă, la o cafea, ca să depene amintiri și să afle fiecare noutăți din viața celuilalt.
la un moment dat, au ajuns la următorul dialog. Ai copii? Am 3 fete. Felicitări! Ce vârstă au? Știi ce? Tu ești profesor de matematică, așa că îți spun că suma vârstelor lor este egală cu numărul de casă al părinților tăi. Bine, dar nu pot calcula vârsta fetelor tale doar pe baza acestei informații. Știu, așa că îți mai spun ceva. Produsul vârstelor lor este 36. După ce s-a gândit un pic, profesorul de matematică a spus: tot nu știu vârsta lor. Atunci a spus celălalt: să știi că cea mare ia lecții de pian. Acum știu, a răspuns profesorul de matematică. Poți afla vârsta fetelor doar pe baza informațiilor pe care le-ai auzit? Aștept, ca de obicei, răspunsurile. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!